Donald Trump e ridiculizat pe rețelele de socializare pentru modul în care face fața alegerilor din Statele Unite. Activista de mediu, Greta Thunberg, l-a ironizat pe președintele american în funcție după ce acesta a insistat pe Twitter că numărarea voturilor trebuie oprită. Activista de mediu a postat mesajul după ce președintele în funcție a scris Opriți numărătoarea, în contextul în care denunță posibilele fraude în procesarea buletinelor de vot prin corespondență. Cât de ridicol, Donald trebuie să lucreze la problemele sale de temperament și să se ducă la un film bun cu un prieten. Calmează-te, Donald, calmează-te, a scris activista pe Twitter. Mesajul este în oglindă cu unul postat de președintele republican în urmă cu un an. În decembrie 2019, Trump a ironizat-o pe Greta Thunberg după ce aceasta tocmai fusese aleasă de revista americană Time persoana anului 2019. Cât de ridicol, Greta trebuie să lucreze la problemele sale de temperament și să se ducă la un film bun cu un prieten. Calmează-te Greta, calmează-te, scria atunci președintele american. Suspansul din jurul alegerilor care au avut loc în statele Unite continuă și astăzi, în timp ce Joe Biden se apropie tot mai mult de numărul de 270 de voturi în colegiile electorale din statele cheie, Donald Trump a susținut prima conferință de presă după scrutin în care a acuzat tentativele de fraudare fără a prezenta vreo dovadă că acestea chiar au avut loc.